Bună ziua! Într-adevăr, aș putea spune că avem, să spunem așa, o veste bună și una proastă. Acum depinde cum interpretăm aceste date de la INS, pentru că dacă este să comparăm luna aprilie 2023 cu sfârșitul anului trecut, vedem din datele INS faptul că prețurile au crescut în continuare. Am avut o creștere medie a prețurilor cu peste 3%. Și cel mai mult din datele INS vedem că s-au scumpit alimentele cu 6,49%, iar pe locul secund sunt serviciile cu 4,44%. Și deducem de aici că în continuare de la începutul acestui an am avut parte de scumpiri. Doar că prețurile și-au mai încetinit ritmul de creștere în luna aprilie. Când s-a registrat această scădere a ratei anuale inflației la 11,2%, de la 14,5% cât a fost în luna martie rata anuală a inflației. Deci așadar este totuși o scădere importantă. Acum, dacă ar fi să ne uităm pe structura prețurilor din luna aprilie 2023 în comparație cu aprilie 2022, când s-a registrat totuși această rată anuală a inflației mai mică, vedem următoarele: în continuare prețurile au fost mult mai mari în comparație cu perioada similară anului trecut. Vă propun pentru început să discutăm despre alimente, să vedem ce s-a întâmplat aici. Vedem, de exemplu, în cazul dacterului, creșterea a fost mai mare, 58% în aprilie 2023, în comparație cu perioada similară din 2022. De asemenea, am plătit mai mult pentru alte produse, pentru cartofi cu peste 34%, pentru margarină cu peste 31%. De asemenea, lista este mult mai lungă din ceea ce văd aici din datele INS. Untul, la fel, s-a scumpit peste 35%. Brânza, laptele, de asemenea, scumpiri importante cu peste 28%. Ce este important de spus când discutăm despre aceste cifre? Discutăm despre scumpiri medii, prețuri medii pe țară. Deci, când treceți în magazine, probabil ați constatat în unele produse, de exemplu în cazul untului, că anumite creșteri de prețuri au fost mult mai mari decât datele pe care le controlizează INS-ul, tocmai de aceea, pentru că aici discutăm despre creșteri medii ale prețurilor la nivel de țară. Și asta nu este tot, inclusiv dacă ne uităm la mărfurile nealimentare. Putem constata, de exemplu, că pentru energia termică, în continuare, tarifele au fost mai mari, peste 23% în luna aprilie, în comparație cu perioada similară anului trecut. De asemenea, pentru detergenți și articole de igienă și cosmetice, și aici am plătit mai mult cu peste 14% față de primăvara trecută. Interesant este că din datele INS mai nou sunt contorizate activ aceste articole, încălțămintea, tricotajele, confecțiile, și aici au fost creșteri ale prețurilor semnificative cu peste 10%. Nu în ultimul rând, deși pentru servicii, o gamă largă de servicii am ajuns să plătim mai mult, chiar dacă, așa cum spuneam la începutul intervenției mele, prețurile și-au mai încetinit ritmul de creștere. Foarte interesant, transportul aerian conduce în acest top. Practic, biletele de avion s-au scumpit cu aproape 50% în aprilie, au fost mai mari decât în perioada similară a anului trecut. Desigur, lista este mult mai lungă. Vedem aici, pentru biletele, știm deja, creșterea prețurilor a fost mai mare cu 20%, inclusiv pentru o ieșire în oraș, la o cafea sau la un restaurant, și aici am ajuns să plătim peste 15% mai mult. Iată așadar, din datele de la INS, există, să spunem așa, o veste bună, dacă putem să o numim așa. Văd și două ieftiniri, cei drept sunt foarte, foarte mici. Discutăm în primul rând despre medicamente. Prețurile au fost ceva mai mici, aproximativ 3% în medie în aprilie față de aprilie 2022. Și de asemenea, pentru combustibil, și aici se constată o ușoară scădere a prețurilor cu aproximativ 4%. Așa cum spuneam, ce este important să înțelegem, e următorul lucru. Prețurile au continuat să crească, doar că în aprilie și-au încetinit ritmul de creștere. Au crescut ceva mai puțin decât au crescut în luna martie.